dacă mă refer la anul 2009, aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, reprezentanților de firme, salariaților pe care îi aveți, pentru că a fost un an deosebit de greu. Și trăim unul greu. Și se pare că urmează altul foarte greu. Dar aflându-ne la oaltă, oameni de afaceri și reprezentanți ai mediului politic și administrației publice, mi îngădui să îmi susțin câteva gânduri. Trăim în Vaslui. Și dacă trăim în Vaslui, avem nevoie să știm cum sunt folosiți banii noștri, dar mai ales chipzuința cu care sunt folosiți. Avem nevoie de asemenea să, și de aceea promovăm cu atâta ardoare de fiecare dată asemenea întâlniri, să fim înțeleși în demersurile noastre, în absorbția fondurilor europene și nu numai. Și am să mă și explic. Avem nevoie de demersuri în ceea ce privește întărirea mediului de afaceri prin acordarea unor facilități locale, înțelegând aici comunale, rășinești, municipale și județene. Avem nevoie să fim înțeleși în demersurile noastre în Parlamentul României și în Guvernul României, cele care se perindă de-a lungul timpului, să vină cu legi prielnice dezvoltării mediului de afaceri, că este singura sursă a unui buget sănătos și a implementării cu succes a viitoarelor proiecte pe care fiecare șef, fiecare edil de comunitate și le dorește, și comunitatea însăși. Îngăduiți-mi de asemenea, fiindcă întotdeauna ne-a fost aproape, să mulțumesc presii care ne-a însoțit fie în țară, fie în străinătate, fie la întâlnirile noastre atât de numeroase. Și chiar dacă nu întotdeauna a fost generoasă cu dumneavoastră, cu toți, cu noi, dar cred că esența a fost obținerea unui mediu sănătos de afaceri, sprijinirea oamenilor de afaceri și nu în ultimul rând, modul în care banii pe care dumneavoastră i-ați scos prin impozite și taxe, cum s-au folosit. Și fiindcă este ceas aniversar, aș vrea doar atât. Să vă spun la mulți ani tuturor celor care 20 de ani a fost aproape de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură. Să mulțumesc executivului Camerei care, deși e mic, pentru că astea sunt vremurile de criză, a reușit să poarte adevărate bătălii în obținerea fonduri europene și suntem astăzi în discuții avansate cu o serie de companii vasluiene cu care vrem să demarăm o serie de proiecte în perspectivă. Cred în dumneavoastră, cred în puterea de a trece cortul și de a face investiții pentru spațiul ex-sovietic și nu numai, cred că viitoarele centre de promovare a comerțului astăzi sunt mai mult decât necesare și vă adresez rugămintea să răspundeți chemărilor pe care autoritățile publice le adresează în vederea echilibrării balanței de plăți românești. Îngăduiți-mi să mulțumesc bancarilor și bancherilor. Pentru ce ne-am face fără capitalul bănesc? Să mulțumesc acelor bănci care sunt prezenți de azi aici și au demonstrat cu presoțință în fiecare zi că, dincolo de cine îi reprezintă sau pe cine îi reprezintă, n-au uitat că sunt vasluieni. Repet, n-au uitat că sunt vasluieni. Că nu i-au uitat și că sunt români. Și în atâta condiții, lupta este mai inversionată a patronului, a investitorului, cu sine, cu reprezentanții, salariații din companie, cu vremurile și cu administrațiile care sunt de vă mulțumesc tuturor pentru efortul pe care l-ați depus. Vă doresc să fiți, dacă se poate, mai rezistenți, să aveți rezultate mai bune în așa fel încât anul 2010 să se închidă după așteptările pe care le aveți și în același timp să prefigureze un mediu sănătos. O singură remarcă. Faceți ca ținutul Vaslui să fie fidelit. Unul de ori, unii ne-au dat o rămâneță. Faceți un lucru, să ne reținem aici, iar dacă va fi totul să ne ducem la export, cum spun, care, unii, cum scrie presa, să avem o zestre ca o mireasă de bogătaș. Vă mulțumesc, vă doresc în seara. Mulțumim frumos, felicitări! Dansir SRL Vaslui. Nu vine nici de data asta, o doamnă. Vă fac eu semn. Vine și doamnele, până la urmă.
Mulțumim frumos și felicitări. Acum, într-adevăr, vine o doamnă, excelența sa, consul general, consulatul general al României la Cahul, Republica Moldova, excelența sa, Gențiana Șercu. Bună seara! Felicitări companiei și, într-adevăr, tradiție. Voi dansați? La loc de cinci. Toate trofeile. Să vă mai faceți o etajeră. Da? Pentru trofee. Confecții Bârlad. Să vedem dacă sunt numai, să vedem pe unde reușiți. Nu au ajuns încă, o să vină alături de noi puțin mai târziu. Bună seara! Și întregii echipă. Mulțumim frumos! Transmir SRL din Banca. Vine un domn. Da, normal, la drumuri și poduri. Bună seara! Mulțumim! Autocenter SRL din Bârlad, condusă de Victor Tălgăreanu și astăzi de Neu Tălgăreanu. Felicitări! Mulțumim frumos! Mândra S.A. Bârlad. Nu este. Safir SRL Vaslui. Ce s-a județului nostru cu performanță deosebită în totul anul. Ajunge, domnul, iată, în sfârșit la noi. În sfârșit, bine dumnealui, nu trimite pe domnul. O să ajungă cu siguranță mai repede la noi. Spit SRL din Huș. Este reușita unui moldovean din Republica Moldova în România. Un român acasă în România. Haideți să-l aplaudă. Vine acum alături de noi. Da, astăzi sunt în China. Cine s-a Vaslui. Vârful de ranș al construcțiilor în această zonă. Vine mai greu, că primăria, așa îi spunem și noi. În toată lumea, companiei, dumneavoastră și salariații de care. Pentru fotografie rămâneți, că e importantă și fotografia. Via Cons, Rutier, SRL, Huș. Asta, într-adevăr, e o surpriză. Nu știu, o să vedem ce ne spune domnul, dacă, într-adevăr, s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Bună seara!